Bună, sunt Maria, bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am creat pentru tine acest look fresh și luminos, care mie îmi place foarte mult și care mă reprezintă. Dacă vrei să vezi cum l-am obținut și ce produse am folosit, rămâi cu mine până la final. Hydra Skin Primer de la Maluvild. Sincer, aș fi putut să-mi aplic direct fondul de ten. Mi-am aplicat ser, mi-am aplicat cremă hidratantă, chiar și cu SPF. Aș fi putut să merg mai departe, foarte simplu, și să îmi aplic deja tintul pe care o să-l folosesc. Însă, dacă doriți ca fondul de ten, BB cream-ul sau orice alt produs pe care voi îl folosiți pentru machiajul zilnic sau profesional să dureze, vă recomand din suflet să folosiți un primer. Am mai vorbit despre acest primer și în videoclipul anterior v-am spus că îmi place foarte mult. Nu știu dacă am menționat, dar are acest efect de a blura cumva tenul și mi se pare că ascunde cumva micile imperfecțiuni. Pentru ultima clientă l-am folosit și am întrebat-o cum a fost, dacă a rezistat machiajul, și mi-a spus că a fost superb și că machiajul a rezistat foarte, foarte bine. Deci aveți dublă confirmare că este un produs foarte, foarte bun. Bineînțeles că nu doar primerul contează, ci întregul proces, fondul de ten, pudra, dar faptul că știți să alegeți un primer foarte bun și care să fie potrivit tipului de ten pe care îl aveți, asta contează. Acum o să folosesc acest produs de la Laura Mercier. Este un tint, este un fel de BB cream nuanțator, este oil free. Îmi place foarte mult produsul. Dacă sunteți persoane cărora nu le place fondul de ten, nu vă place finish-ul sau nu suportați să aplicați fond de ten pe față și sunteți în căutarea unui BB cream sau unui produs care să hidrateze foarte bine, care să se usuce, să nu rămână gras pe ten, dar care să aibă și o tentă foarte, foarte mică de, sau o acoperire foarte mică, așa ușoară. Acesta este un produs foarte bun. E ca și cum nu ai aplicat nimic pe ten, chiar și așa aduce o îmbunătățire foarte mare tenului. O mică problemă la acest produs este că oxidează. Dacă, în mod normal, vă cumpărați o anumită nuanță, să știți că pentru acesta trebuie să optați pentru un număr mai deschis, pentru că oxidează destul de mult. Eu mi l-am cumpărat online și, sincer, cred că o să fie un pic mai închis. Nuanța este 1N2, însă o să aplic oricum concealer și cumva o să-l mai deschid. Textura lui este, v-am spus, destul de lejeră, ca un BB cream, dar foarte, foarte lejer. O să vedeți, după ce îl aplicați, este ca și cum nu ai aplicat nimic pe ten. Chiar și așa, cumva tenul arată mult, mult mai bine. Este produsul ideal dacă sunteți în căutarea unui BB cream sau unui tint care să cumva să uniformizeze tenul, să aducă îmbunătățire, strălucire tenului, dar să se vadă ca și cum nu ai avea nimic pe ten. Efectiv, ca și cum așa ar fi tenul tău. Asta este perfect. Ideal ar fi cumva să-l aplicați cu mâna, pentru că este destul de lichid și pensula sau brățelul va absorbi destul de mult produs. Și atunci acest efect de hidratare nu-și mai are rostul dacă deja... dacă l-aplicați cu pensula sau cu burețelul. Uitați cum se vede. E fix, după cum vă spuneam, ca o cremă hidratantă, ușor, dar foarte, foarte ușor nuanțatoare. După cum se vede, a oxidat deja diferența între ten și... Dar nu mă deranjează, o să-l întind ușor și pe gât. Dacă totuși sunteți persoane cu tenul gras, nu vă recomand neapărat acest produs sau vă recomand să folosiți o bază matifiantă și după care să aplicați acest produs. În general, tenul gras este un ten mai special, cu nevoi speciale, și atunci trebuie să știți să folosiți exact produsele necesare pentru tenul gras. O să-l întind foarte bine pe gât și la urechi. Știu că poate sună ciudat cum să vă dați cu fond de ten sau cu produse pe urechi, dar gândiți-vă doar că vă dați cu fond de ten pe față. Este o idee mai deschis sau mai închis, vă prindeți părul, urechile au cu tot o altă culoare față de restul tenului.
Nu, nu este absolut deloc ciudat să vă dați cu fond de ten pe urechi sau este absolut normal. Deci dacă mergeți undeva să vă machiați și vă dă cu fond de ten și pe urechi, să nu vi se pară ciudat. Pentru că poate în realitate sau când vă uitați în oglindă nu vă dați seama, dar în fotografii se va observa cu siguranță diferența. Deci vedeți cât de light este? De aceea vă spuneam că nu se merită cumva să-l aplicați cu un burețel sau cu pensula pentru că va absorbi toată această hidratare, cumva va trebui să reveniți în straturi foarte multe ca să obțineți acest finish. În mod normal nu aplicam și aici, dar acum pentru că am ales o nuanță puțin mai închisă, o să aplic peste tot pentru a nu avea diferențe. Să-mi aplic concealerul. Îl folosesc pe acesta de la Maluvil. Și îl aplic pentru a acoperi cearcănele. Puțin aici și puțin pe nas pentru a lumina. O să mai aplic un concealer puțin mai deschis în zona aceasta, sub ochi, pentru că doresc să luminez puțin zona. Am lăsat special să se usuce puțin concealerul pentru că am observat că dacă îl lăsați puțin să se usuce, acoperirea, cât și rezistența este mai bună. Mie îmi place foarte mult concealerul acesta de la Maluvils. Vă spuneam că are o textură foarte lejeră și, deși pare destul de light ca nuanță sau textură, acoperă foarte bine. Pentru mine este cumva nuanța perfectă, dar pentru că astăzi îmi doresc un look, un machiaj care să-mi arate tenul foarte fresh, luminos, o să mai aplic puțin din concealerul de la Huda, pentru că este într-o nuanță mult, mult mai deschisă. Doar în zona aceasta, sub ochi. Am mai aplicat puțin concealer și pe frunte, pentru că mi se părea că este puțin mai închisă nuanța. Și acum o să-l aplic și pe acesta de pe frunte. Dacă nu ați investit deja într-un beauty blender sau într-un burețel, nu trebuie să fie beauty blender varianta originală, vă recomand cu căldură să vă luați un beauty blender pentru că vă ajută cumva să aplicați produsele mult mai ușor în zonele acestea, plus că finish-ul este mult mai natural. Și rezistența este mai bună. Bine, acum e impropriu spus, rezistența este mult mai bună. Puteți să aplicați produse și cu pensula și să aveți o rezistență cel puțin la fel de bună. Însă, vă asigur că nu veți regreta dacă veți avea un burețel în trusa voastră. Și ce diferență poate să facă un concealer aplicat în locul potrivit și dacă alegeți nuanța potrivită? Iar acum o să-mi aplic blush-ul. O să iau acest ruj de la Maluvils. Este nuanța 40 și o să mi-l aplic pe mână. Obișnuiesc să fac acest lucru, să-mi folosesc rujurile pe post de blush, rujurile care permit. O să-l aplic cu Beauty Blender-ul. Mi se pare că are o nuanță potrivită pentru a fi folosită și pe post de blush. Îmi plac produsele care pot fi multifuncționale. Și o să mi le aplic sus, puțin pe nas. Și ce îmi place să aplic când am un astfel de blush mai deschis, să mi-l aplic foarte puțin și în zona aceasta.
Pe post de bronzer o să folosesc acest camuflaj de la Malu Wilds. Este în nuanța 6. Sincer, este o nuanță pe care puteți să o folosiți atât pe post de contur cât și pe post de bronzer. Pentru mine, pentru că am tenul mai deschis, această nuanță este potrivită ca bronzer și pentru că acum nu vreau neapărat să-mi aplic un contur, o să-l folosesc pe acest cu pensula numărul 12 de la Leonardo. Las surplusul pe mână pentru machiajul zilnic sau pentru un machiaj mai lejer de zi. Nu aplic neapărat contur, ci îmi iau un bronzer care să nu fie foarte, foarte închis și mi-l aplic pe post de contur. Și aplic acest bronzer unde, în general, soarele bronzează în mod natural tenul. Pe frunte, pe nas, în zona aceasta. Dacă ați aplicat mai mult, reveniți cu Beauty Blender-ul. Iar acum, pentru aplicarea pudrei, o să folosesc acest produs de la NARS. Îmi place foarte mult această pudră. Mă asigur că nu s-a strâns concealerul. Iau pensula de la Leonardo, este pensula din setul Basic. Și o aplic strict în zona aceasta, sub ochi. Puțin pe frunte, pentru că nu-mi place să-mi strălucească fruntea, pe nas. Verbie. Și foarte puțin în zona aceasta. Și acum iau acest spray de la Milk, îl agit foarte bine și îl aplic pe toată fața. Sincer, puteți aplica și o apă termală. Acum iau Beauty Blender-ul cu care am aplicat înainte și încep să tapotez. În special în zonele unde am aplicat pudră. Îmi place foarte mult cum arată tenul după ce aplic pudră, să revin cu spray-ul de fixare. Iar acum ce o să fac? Iau din nou pudra și revin în zonele unde am aplicat. Acest lucru mă va ajuta atât la rezistența machiajului, iar tenul va arăta foarte, foarte natural. Nu mai aplic încă o dată și sub ochi, pentru că acolo o să aplic o pudră ușor luminoasă. Știu că poate pare prea mult, însă dacă urmați acești pași, cu siguranță machiajul va rezista mult mai bine. Sub ochi o să aplic această pudră de la MAC, este nuanța Light, este o pudră minerală și o aplic doar în această zonă. Pentru a blura cât mai mult această zonă unde cearcănele în general se văd mai pronunțate. Iar acum îmi aplic iluminatorul de la Malu Wilds. Este fluid iluminator. L-am folosit în videoclipul anterior și mi-a plăcut foarte mult, așa că mi l-am comandat. Primisem o mostră de la ei și mi-a plăcut foarte mult. Mi-l aplic pe mână. Îl aplic pentru un extra glow. Uitați ce finuț este și ce frumos se vede. Mi se pare că se potrivește foarte bine cu acest look. Revin și cu Beauty Blender-ul acum. De drăguț se vede. Are un glow ușor. Foarte natural. Îmi place foarte mult.
Acum pentru sprâncene o să folosesc ceara aceasta de la Beautified. Aș și folosi sincer în continuare gelul de la Benefit pentru că îmi place foarte mult și pentru mine funcționează foarte bine, însă pentru a mai schimba produsele o să o folosesc pe aceasta pentru că și dacă folosiți o ceară pentru stilizarea sprâncenelor, dacă știți să dozați cantitatea potrivită și să nu apăsați foarte, foarte tare pe periuță, puteți să obțineți un look destul de natural. Am luat pe periuță cantitatea necesară, am pus-o pe mână, am luat pe periuță și acum încep efectiv să o aplic. Este singura ceară care mie îmi place. Am testat mai multe, iar aceasta îmi place foarte mult. Mi se pare că este cea mai rezistentă dintre toate pe care le-am încercat. Nu am încercat-o într-adevăr pe cea de la Anastasia și mă aștept să fie destul de bună pentru că, în general, produsele ei sunt bune, dar nu vă pot spune exact pentru că nu am încercat. Mi-am dat seama că aș fi vrut să folosesc un creion de sprâncene astăzi pentru că l-am încercat, mi-a plăcut, este acesta de la Huda, dar, sincer, dacă ați aplicat o ceară, creioanele nu or să mai funcționeze, așa că o să revin la carioca mea de la NYX. Este nuanța Ash Brown aceasta. V-am spus, dacă încercați acum să aplicați un creion peste ceară, nu o să funcționeze. Când îmi fac sprâncenele puțin mai închise decât mi-aș dori, fie vin cu pudra translucidă și trec ușor asupra lor sau revin cu concealerul ușor și tapotez peste sprâncene, astfel încât să le mai deschid puțin din nuanță. Să încercați acest lucru în cazul în care vă faceți sprâncenele o nuanță mai închisă decât v-ați dori. Veniți cu o pensulă subțire și puțin concealer sau o pudră translucidă și cumva mai estompați din nuanță. Iar acum o să iau foarte puțin concealer. Folosesc pensula numărul 17 de la Kylie și o să-mi aplic pe ploape ca bază. Și o să vă arăt o palețică foarte drăguță. Este aceasta de la Dior. Îmi place foarte mult. Are niște nuanțe foarte, foarte drăguțe. Pe spate au denumirile. Are atât nuanțe sidefate cât și nuanțe mate. Aceasta de aici, acesta este primerul. O să iau nuanța aceasta de aici. Și o să o aplic în pliu. Nu este foarte, foarte pigmentată această paletă, însă dacă aplicați o bază sau concealer, puteți să faceți nuanțele foarte, foarte pigmentate. O să iau și nuanța aceasta, care este ușor portocalie și o să o aplic fix în pliu, pentru o intensitate mai mare. Și vin cu nuanța până în colțul interior. Ia și culoare pe ploapa inferioară. Iar acum o să iau nuanța aceasta mai shimmery. Este o nuanță de auriu gold și o să o aplic pe ploapa mobilă. Puteți să o aplicați cu o pensulă plată sau cu degetul. Îmi place ca, cel puțin pentru mine, să aplic cu degetul nuanțele sidefate.
pentru că așa nu fac nici risipă de pensule și îmi dozez și cantitatea necesară. Sincer, mi-aș fi dorit ceva puțin mai roz pe ploape, așa că o să revin peste cu acest blush de la Maluvild. Are o nuanță ușor sidefată. Da. Și o să o aplic. Sincer, aș fi aplicat-o din prima, dar nu mi-am dat seama. Iau o pensulă plată pentru a o putea aplica pe toată ploapa mobilă. Nu trebuie să aveți toate nuanțele posibile, să știți că puteți să folosiți chiar și fardurile de ochi pe post de blush, dacă au culori care să permită acest lucru, sau blush-ul pe post de eyeshadow. Eu fac de multe ori acest lucru. O să iau aceeași nuanță pe care am aplicat-o inițial pe ploapă și o să o aplic la baza genelor doar pe centru, cât mai aproape de linia apei. Redă acest efect luminos. Nu îl aplic nici pe la baza genelor, nici pe ploapa inferioară, pentru că nu vreau să mimicșoreze și mai mult ochii. Vreau pentru lucrul de astăzi să am ochii deschiși, de aceea nici nu am aplicat nuanță spre exteriorul ochiului. Am vrut să las cumva ochiul deschis. Încercați acest truc de aplicații doar pe linia apei superioare, pentru a cumva evidenția ochii, însă să nu riscați să micșorați cumva ochiul. Pentru că știți că odată ce aplicați produs pe linia apei inferioare, practic micșorați ochiul. Iar acum aplic rimelul meu preferat de la Maluvild. Îmi place super mult acest rimel pentru că oricât de multe straturi ați aplica, nu încarcă. Este varianta 2-in-1 pentru volum și alungire. Chiar vi-l recomand. Creionul de buze. Deja știți că îmi place să folosesc creion de buze. Este cel de la Melchior în nuanța brown. Mi-aplic conturul cumva mai sus de conturul natural al acestora. După ce mi-aplic creionul, îmi place să trec ușor și să-l pierd în nuanța naturală a buzelor. Mi se pare că astfel se vede și mai drăguț. Cumva mă interesează să accentuez mai mult spre mijloc pentru a crea volum, iar spre extremități să fie mai light conturul. Plus că mi se pare că rezistă mai mult rujul pe buze când aplic contur și pe întreaga suprafață a buzelor. Să aplic acest gloss de la Maybelline, este în nuanța 05. Și o să revin ușor cu conturul. Îmi place și așa, însă pentru că eu iubesc blush-ul, o să mai aplic foarte puțin blush dintre acesta de la Maluvild. Îmi place că este ușor sidefat și are o nuanță foarte, foarte plăcută. Deci ador acest blush, îl ador. Este unul dintre preferatele mele când vine vorba de blush fard. Îl aplic, după cum ați văzut, chiar și pentru ochi. Iar acum o să folosesc această pudră luminoasă de la Maluvild. O să iau tot cu pensula cu care am aplicat blush-ul. O să estompez ușor pe mână și revin practic
În locurile în care vreau să am luminozitatea. Pentru că eu astăzi îmi doresc un look fresh și luminos, în același timp, de aceea o folosesc. Așa. Iar acum o să revin încă o dată cu sprayul de la Milk. Îl las să se usuce. Știu că poate pare prea mult sau poate că am aplicat deja de 3 ori acest spray, însă credeți-mă că acest lucru va face ca lucrul să arate luminos, să arate strălucitor și să reziste foarte bine, pentru că acest spray nu îl folosesc neapărat pentru a seta machiajul, ci pentru a amesteca texturile, pentru că am folosit texturi cremoase, am folosit farduri. Și acesta este lucrul final. Sincer, am obținut tot ceea ce mi-am dorit de la acest look. Mi-am dorit un look luminos, mi-am dorit un look care să prin care fața să-mi zâmbească efectiv, mi-am dorit să șterg oboseala de pe față, care să mă arate chiar și puțin mai tânără, să arăt așa ca o floricică. Sper că v-a plăcut, sper că v-au fost de folos informațiile pe care vi le-am oferit. Nu uitați că puteți să mă urmăriți pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, mă găsiți Maria Lazar Mua. Dacă vă plac videoclipurile mele și vreți să fiți la curent cu tot ceea ce postez, nu uitați să-mi dați subscribe și like, bineînțeles. Eu vă mulțumesc, vă doresc o zi plăcută și ne vedem în următorul videoclip.